Vreți niște impresii de la Șorhei? Filmez. Gardurile sunt pânzite cu reclame. Transportul orășănesc care era trâmbițat la televizor că e gratis, de fapt se plătește. Și-i păzit de câini vagabonzi. N-am văzut alte reclame decât ușor. Strada scrisului latin, Eurocafe. Și oferim loc de muncă lucrătoare la bucătărie. Dar băieți, nu luați? Magazin de elită și mașini de elită. Expoziție sinistră. Câini vagabonzi peste tot. Mândria voastră și rușinea noastră. Cine va face business cu cetățenia română la Orhei? Pe Bulevardul Central, strada Vasile Lupu. Marcaj ca la Orhei. Și mașina nu putut să o ocolească, așa că o lăsat-o. Punește măcar pe sediul partidului și-o pus reclamă. Marcaj ca la Șorhei. Foarte temeinic. Se ia imediat, odată cu praful. Deci e pus de mântuială. Marcaj electoral, provizoriu, valabil o săptămână. Unde erau gropi sau mașini, nici nu a aplicat marcaj. Iacă și numere de Suceava. Că doar n-o fi Ștefan Vodă. Strada Renașterii. Lângă judecătorie. Chiar în fața primăriei, marcaj aplicat pe umid, ca să țină mai mult, probabil. Până duminică. Rampe de acces pentru sinucigași. Tehnologie spune să nu aibă înclinații mai mari de 9 grade, dar aici te omori dacă îți dai drumul la vale sau încerci să urci. Și sediul partidului taman în aceeași clădire cu primăria. Și coincidenții. De grabă inscripția cealaltă o să o scoată și o să rămână Șorhei Land. Teritoriu ocupat. Casa veteranilor de peste drum arată jalnic. Știți bodyguards-i? Cu stații radio, walkie-talkie. Atenție că vine bossul. Anuștecat bossul la Orhei, dacă el e degrevat din funcție și azi avea și judecată la curtea de apel Cahul. Ca să fie clar că noi tare departe, fix peste drum, partidul altui oligarh, Plahotniuc. Cum de nu revopsit băncile astea din parc în culorile partidului ăstuia? Sau în culorile partidului ăstuilalt. Judecătoria într-un hal fără de hal, în stare variată. Dar nicăieri nu scrie atenție că e risc de prăbușire. Și aici oamenii chiar lucrează.
Și mai la vale, anexa se desprinde. Bine că coloanele sunt întregi. Așor nu vede, el n-are treabă, el vrea la guvernare ca să se ocupe de așa ceva.